Bună seara, doamnelor și domnilor! Este început de weekend sau început de sfârșit de săptămână, dar să știți că totuși sunt și oameni care muncesc. Nu mă refer la oamenii care muncesc în adevăratul sens al cuvântului, mă refer la aceia care fac niște jocuri. Ei, jocuri, să știți că se fac și în PSD, se fac chiar și în weekend jocuri în PSD, iar mai nou se face și joc de glezne. Cine face jocul de glezne, cine este regizorul, cine dă tonul, cine cântă, o să vedem, o să încercăm să aflăm în emisiunea din această seară. O să discutăm și despre ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia, este sau nu pe pierdere. Situația este roz, așa cum încearcă să o creioneze cei care conduc în momentul de față compania, sau lucrurile chiar merg rău, în adevăratul sens al cuvântului, și o să aflăm niște date în premieră în această seară, așa că nu ratați emisiunea, nu schimbați programul, chiar dacă o să fie la un moment dat și o pauză de publicitate. Discutăm cu domnul Vasile Popeangă, membru al biroului politic județean al PNL. Mulțumesc mult pentru prezență, domnule Și eu vă Popeangă. mulțumesc pentru invitație și permiteți-mi să-i salut pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Și îmi spuneați că la 3 ani după ultima emisiune aici, la La acest Tele post de 3, televiziune, împreună. invitat, da, Da, corect. dar nu în aceeași emisiune, într-o alta. Într-o alta, Într-o da. altă emisiune, dar acum 3 ani, pentru că și eu am avut o pauză la Tele 3. Da. Da. Vreau să începem cu ce se întâmplă în PSD. Cine, din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul de față, poate să stabilească, poate să bată cu pumnul în masă, pentru că am văzut în perioada de dinainte, dar nu cu foarte mult timp în urmă, că se crease un grup care se spunea că o să ajungă în scurt timp să preia frâiele organizației PSD Gorj. Iată că nu s-a întâmplat așa. Florin Cârciumaru a rămas președinte. L-am Domnișoara, auzit pentru că în ultimul an nu a ieșit cu niște declarații tranșante Florin Cârciumaru. Ei bine, l-am auzit și o să vedem un fragmentel din emisiunea de aseară în care a făcut niște declarații aici la Tele3 Florin Cărciumaru și chiar a lăsat să se înțeleagă că el încă decide la PSD. domnișoara Irina, sigur că cel mai important într-o formațiune, când ești într-o formațiune politică, este să cunoști statutul formațiunii respective. Pentru că este important, fiindcă acolo va fi cum sunt alese organele de conducere. Eu am spus-o acum 3 luni de zile că nu există nicio șansă. E adevărat, aveam și niște informații de pe la București. Nu există nicio șansă ca să poată să fie schimbat Florin Cârciumaru pentru că nu este interimar. Iar Florin Cârciumaru, ca și președinte al organizației județene, să-mi spuneți dumneavoastră la o acțiune pe care a inițiat-o președintele partidului la nivel central și Florin Cârciumaru s-a opus, nu a dat votul care trebuie. Deci, nu existau motive. Rezultatele la alegeri au fost bune, nu statutul nu permitea, dar Spuneți sigur, s-a dumneavoastră că creat. se știa că va rămâne Florin Cârciumaru Tartore la PSD Da, până și la noi atunci. alegeri. Până la noi alegeri sau se pot întâmpla niște lucruri după alegerile europarlamentare, dacă rezultatele vor fi slabe sau eu știu, dar oricum nu se Nu crease era. un eveniment încât să-i fie pus în pericol poziția de președinte al lui Florin Cârciumaru. Sigur, Păi s-a și și creat. atunci, de ce au fost lăsați oamenii care făceau parte din tandem? Că Experiența lui despre tandem Florin se Cârciumaru vorbea și până el nu s-a demult. exprimat odată că unii se grăbesc, i-a dat această șansă să acționeze așa cum a acționat. Și zic că a acționat destul de strategic, pentru că s-a creat o aureolă vis-a-vis de
unii membri ai PSD-ului, că nu știu ce relații ar avea, pe unde ar avea și așa mai departe, așa cum de-a lungul timpului, vis-a-vis de unii oameni care au avut niște funcții de conducere prin județul ăsta, erau foarte tari și de neatins, pentru că nu știu ce susținere aveau și așa mai departe. Adică nu E, era reală nu era, susținerea pe încă o care a dată, lăsat să se haideți să ne înțeleagă că o înțelegem, are Weber, că nu, despre el este încă o vorba, el dată, voia să fie președinte la București. încă o dată, s-au grăbit. Nu, statutul nu-i permitea să facă niște alegeri decât dacă se întâmplau niște lucruri care sunt prevăzute în statut. Deci să ne înțelegem. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu se, îi se puteau aduce niște acuzații lui Florin Cârciumaru. Sigur, cel mult sau cea mai frecventă că s-a pierdut alegerile Târgu de Jiu. la Târgu Jiu. Dar eu n-aș fi vrut să ajungă în situația să se explice ce s-a întâmplat la alegerile respective și atunci ieșeau foarte multe lucruri la iveală. Dar, repet încă o dată, dacă statutul nu-ți dă nu-ți permite acest lucru, este greu de înțeles că poate să fie schimbat un președinte oricât ar fi de antipatic pentru unii și alții. Iar Florin Căciumaru, repet încă o dată, eu și știu treaba asta de la București. Este foarte bine văzut de conducerea centrală a partidului pentru că la toate solicitările pe care le-a avut conducerea centrală, Florin Căciumaru a răspuns pozitiv și așa cum i s-a cerut. Iar eu vă spun, îmi povestea cineva mai acum 2-3 săptămâni de zile care a văzut și niște mesaje direct de la președintele partidului de mulțumire pentru niște voturi. Adresate cui Lui Florin mulțumirile? Căciumaru. De la Dragnea. Sigur că da. Deci, încă o Pentru dată, când vrei să... voturi Pentru în voturi date în plen, în diverse Parlament situații. În sau diverse situații, nu. Pe linie de partid. partid? Da. Deci, toate astea, sigur că e bine să le știi atunci când încerci să dezvolți o acțiune. Sau când Iar încerci acum să vreau să vă mai devii spun o președinte? chestiune, fără să se supere, deși poate... Sigur, o să stârnesc supără și poate chiar să acționez într-un fel sau altul. Deocamdată, din sondajele de opinie care au fost făcute, Florin Căciumaru este lider al PSD-ului. Deci, o chestiune foarte clară. Sunt niște lucruri când vrei Din să... sondajele interne, sondajele Nu, efectuate în partid și sau în sondajele care s-au sondajele făcut la nivelul la nivel județului de și județ? interne și făcute de alte case de sondare și așa mai departe. Nu, dacă mi-aduc aminte, a făcut și Pieleanu cu măreața lui case de sondaje, un sondaj la nivelul județului Bălți, așa cum a mai făcut și prin alte județe. Și din ce am aflat eu, pentru că n-am avut acces la datele respective, stătea cel mai bine în sondaje din partea PSD-ului. Deci, după părerea mea, s-au grăbit grupul care voia să facă această schimbare, bazându-se și pe faptul că unii primari au promis. Eu știu bine primarii de la PSD. Sunt niște oameni foarte versați Care politic, promit oricui că sunt sau foarte versați politic și care știu să aleagă momentul viitor mai bine decât mulți. Sunt și la PNL. La fel, primarii care cunosc. Vedeți că ei simt. Pentru că sunt oameni care se bazează pe un electorat care nu poate fi influențat de șeful lor. E electoratul lor, e electoratul partidului. Deci, și în condițiile acestea, ei își doresc să acționeze de așa natură încât să aibă sprijinul șefilor pe linie de partid. Pentru că niciodată e oricine ar greu. fi șeful. Sigur că da, e greu să tratezi cu superficialitate un vot pe care ai vrea să îl dai sau să Și răspunzi la o acțiune a credeți unui grup. că acele promisiuni pe care le-a primit Mihai Weber,
că el, spuneam, se pregătea să candideze și eventual să preia conducerea PSD Gorj, nu au fost unele sincere din Nu partea știu, eu celor care urma să nu voteze? cunosc prea multe amănunte din toate aceste chestiuni, doar ce am văzut și eu și Adică este ce am posibil ca citit. anumite persoane să fi promis și lui Weber, dar și lui Cârciumaru Da, susținerea? de asta sunt absolut convins, pentru că asta e viața politică, doamna Irina. Și sigur că te orientezi la vot dacă e să dai un vot atunci când este situația reală. Dar până atunci, ce ar fi să, ca om politic, ca primar, de exemplu, de localitate, dacă e pornit o acțiune, să nu promiți și la ala și la ala. Nu, pentru că aici este greu de ținut un secret, până la urmă tot se află. Și atunci lucrezi la două capete, cum se zice în politică. Păi, dacă se lucrează la două capete, înseamnă că lobby-ul la noi în politică e cam degeaba. Lobby-ul este numai dacă sunt avantaje. Ca să ne înțelegem foarte Adică clar, să nu spună cine. Da, dacă îi se exact. promite ceva în Exact. Dacă schimbul există votului avantaje, acel lobby votantului. o are șanse. Dacă nu, sunt. Și sigur că lobby-ul presupune și resurse financiare. Și în momentul de față, dumneavoastră, pe cine vedeți ca putând să facă niște promisiuni? Weber sau Deocamdată eu vă Cârciumaru? spun o Că amândoi sunt în chestiune. Parlament. Deocamdată, președintele organizației și care are răspunderea, indiferent ce își propune el pentru viitor, este Florin Cârciumaru. Deocamdată, el poate să angajeze organizația în niște promisiuni care poate să le facă. Sigur. Și ceilalți parlamentari din actul de guvernare, din coaliție, au mijloace și instrumente să poată să sprijine diverite instituții, să sprijine primarii și așa mai departe, pentru că participă acolo și la vot, sunt în diverse comisii, pot să meargă cu ei la ministere să rezolve diverse probleme. Deci, din punctul ăsta de vedere, dar politic, organizația județeană a PSD-ului nu o poate angaja decât președintele, sigur, după consultarea, după ce se îndeplinesc etapele care sunt cerute pentru luarea unei decizii. Vreau să ascultăm ce a declarat Florin Cârciumaru aseară la Tele3, prezent fiind în studio, pentru că este important, spuneam până acum, Florin Cârciumaru nu a vorbit foarte mult despre partid, despre luptele interne, despre cei I-a care lăsat să se încearcă frământe să ia între ei. locul. Ia că e o experiență politică. Da. Vedem materialul și revenim. Florin Cârciumaru a spus lucrurilor pe nume în cadrul emisiunii Dilemele Zilei de la Tele3, de unde a pornit această răzmeriță în PSD Gorj și cum încearcă o parte dintre colegii săi pe care i-a promovat să-l schimbe. Liderul județean nu se sperie de situația creată pentru că de la centru a primit unde verde să meargă mai departe. L-am discutat acest proces verbal cu domnul Neacșu, cu secretarul general la București. Și a văzut și este procesul verbal în arhivă, la nivel de partid și spus clar, ești în statut, mergi mai departe. Acest proces verbal l-am discutat cu domnul Dragnea. Și domnul Dragnea, când a avut discuțiile pe care le-a avut cu domnul Weber, când a avut discuțiile cu domnul Weber și cu domnul Cosmin Popescu, le-a spus clar, i-a întrebat de faptul că Nea Florin, așa îmi spune, vrea să facă un pas lateral, ați discutat voi, bun, ce vrea, cum vrea. Eu sunt de acord cu echipa, dar veniți cu Nea Florin la mine. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Cârciumaru nu înțelege atitudinea colegilor săi care încearcă acum să-l dea jos. Liderul afirmă că nu se pune problema unei demisii pentru ca aceste alegeri să aibă loc. Ba mai mult, actualul președinte este gata să arate că, la fel ca întotdeauna, el reprezintă magnetul care strânge voturile electoratului. Tu, PSD, ai în curte un om care aduce la ora actuală cele mai multe voturi față de toți cei care vor să conducă.
facem un sondaj și luăm să vedem cine are cele mai multe voturi. Că până la urmă, lider politic este ăla care aduce voturi. Eu am adus voturi. Să fiu lăsat în pace în continuare, că tot eu voi aduce voturi. Datoria mea și datoria celor de lângă mine, pentru că pe mine nu mă poate nimeni acuza că nu mi-am făcut datoria față de această organizație. Și vreau să-mi duc mandatul până la capăt. Dacă mă acuză cineva că am pierdut primăria Târgu Jiu, păi atunci trebuie schimbată toată echipa. Că nu numai Cârciumaru e președinte, domnul Weber, președinte executiv, vicepreședinți, domnul Cosmin Popescu a fost șef de campanie, atunci să ne schimbe pe toți. Nu m-a schimbat domnul Dragnea, că am pierdut alegerile. Eu nici n-am vrut să dau ochii cu domnul Dragnea, pentru faptul că am pierdut alegerile la Gorj, pentru că tot timpul am fost învățat să mă duc cu rezultate pozitive. M-a chemat la dânsul și mi-a spus așa, în felul următor: domnul Cârciumaru, nu este nevoie să-ți depui mandatul. I-am spus, mandatul este la dispoziția dumneavoastră. Nu. Când ai câștigat atâtea mandate datorită ție, pentru că ai fost primarul cu rezultatul cel mai mare. Deci, domnul Claudiu și domnul Măruță, în mandatul al treilea, în 2008, am avut 84%, cel mai mare scor ca primar din PSD pe țară. Și ai câștigat atâtea mandate, te-a întrebat, te-a felicitat cineva. Nu te vom schimba, mergi mai departe. Florin Cârciumaru le transmite tuturor celor care s-au lăsat manipulați din interior că urmează alegeri grele care, dacă nu vor fi câștigate, vor duce la căderi de capete în masă. Da, le-a transmis ceva domnul Florin Cârciumaru și a vorbit după foarte mult timp despre schimbarea care îi se pregătea. Încă o dată. De ce a tăcut până acum? Eu îi apreciez strategia. Este om politic. Pentru că dacă intra în dispute, sigur apăreau tot felul de chestiuni. I-a lăsat să se frământe, el știa de aceste chestiuni cu statutul. Sincer vă spun că nu pot fi alegeri decât dacă el își dă demisia. Eu aveam și eu informații de vreo 3-4 luni de zile. De fapt am și declarat că nu va fi schimbat Cârciumaru, pentru că nu aveam călcări de statut. Vedeți, a și spus că a fost la secretarul general cu procesul verbal de alegeri. Probabil că la secretarul general fusese informat că nu este ales conform statutului și că este cumva interimar. Deci, din punctul ăsta de vedere, a procedat foarte bine. Dar spunea Florin Cârciumaru că Mihai Weber deja transmisese la București că liderul de aici, Florin Cârciumaru, vrea să se retragă. Nu, tocmai asta este, că n-a declarat niciodată că vrea să se retragă. A declarat că dacă vor fi alegeri, nu va mai candida. Nu, asta transmisese deja Weber la București, mă rog, nu, a nu știu exact toate chestiunile astea, dar oricum, până la urmă, să știți că nu pot să ia nici la nivel de centru niște decizii așa de dragul de... Până la urmă să înțeleg că și în interiorul partidelor oamenii ăștia își dau așa la picioare, se faultează. Asta e viața politică. Statutar sigur că sau nestatutar? Interesele sunt multiple, domnișoara Irina. De ce să nu fim cinstiți? Dar la interesele personale ale fiecărulea până la interese de grup. Asta e o chestiune care este știută. Sigur că e de văzut cum va acționa în perioada următoare, pentru că are misiune destul de grea. Vin două rânduri de alegeri. În 2019, în 2020 vin iar la fel două rânduri de alegeri importante. Vom vedea, dar e de așteptat și reacția grupului care s-a format în PSD vis-a-vis de această clarificare. E de urmărit în perioada următoare ce reacții vor fi. La ALDE, partenerul PSD-ului, au fost și acolo niște modificări, am văzut niște vicepreședinți noi.
și am văzut niște schimbări pe aici, pe acolo. Adică avem un lider care este consilier local, care nu a încăput în schema aprobată de București, mă refer la Eduard Lădaru. L-am văzut în schimb pe fostul președinte, pe Dian Popescu, și el introdus sau reintrodus în schemă. Da, acolo... e un statut acolo, e un statut al partidului și nu putea, pentru că a fost de președinte, din câte mi-amintesc eu, acum nu-l cunosc statutul de la ALDE, că nu putea, trebuie să fie în acest organ de conducere pe care l-au stabilit. Sigur, am văzut foarte multe comentarii ce se va întâmpla, câți vor pleca de la alte partide și așa mai departe spre această formațiune politică, ce se va întâmpla în Gorj, cum vor crește rândurile și așa mai încolo și ce rezultate extraordinare vor fi. E bine să avem răbdare. Sigur că toată lumea, și discutam cu niște prieteni, că toată lumea știe că politica nu se face fără resurse financiare. Și din punctul ăsta de vedere, se pare că ALDE ar fi o formațiune care, în perioada următoare, având în vedere structura care se va creiona de conducerea organizației județene, nu va duce lipsă din acest punct de vedere. Dar sunt și alte lucruri care vor cântări în perioada următoare și principalul fapt este că ALDE este în coaliția de guvernare și are aceeași responsabilitate ca și PSD-ul, pentru că participă la luarea deciziilor. Mai mult, la nivelul județului Gorj, sigur vom vedea ce se va întâmpla cu complexul energetic Oltenia, pentru că ministrul este de la ALDE. Deci aici e o implicare directă. E de așteptat. Eu n-aș vrea să dau nici pronosticuri. Știu pe mulți o să care discutăm sunt despre, în alte, dar despre în ce același după timp, pauza de publicitate. Da. În prima parte politică, să nu amestecăm apoi în cu același problemele timp, eu aș economice. Vrea să mai spun o chestiune. Vă rog. Să fim foarte atenți la alegerile care vor avea loc. Care dintre și alegeri? La ALDE. Cele interne. Cele interne. Să fim foarte atenți. Că... De ce? Și acolo o să se... Eu, părerea mea domnii... personală, jocurile încă nu sunt făcute. Și pot interveni foarte multe modificări într-o perioadă următoare. O să vedem ce se întâmplă. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem, apoi discutăm despre complexul energetic Oltenia. Cifrele care au apărut pe piață, realitățile reale și realitățile imaginare, cele pe care ni le aruncă unii și alții și, bineînțeles, o să încercăm să vă oferim și noi alte informații la fel de prețioase. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună.
Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Visezi la o nuntă perfectă cu sute de invitați într-un loc deosebit? Acesta e restaurantul Mari Gab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri începând de la doar 119 lei de persoană, all inclusive, care cuprind toate felurile de mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, candy bar și tortul evenimentului. Restaurantul Mari Gab asigură și cazare în camere luxoase, amenajate la cele mai înalte standarde. Restaurant Mari Gab, în Turceni, strada Muncii, numerele 1922. Rezervări la 0766-949-901. Mari Gab, garanția unei nunți perfecte. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744-648-210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii. O să încercăm să discutăm mai mult chestiuni legate de economie. De ce? Pentru că de politică este sătulă toată lumea și, bineînțeles, economia este cea care ne lovește așa peste urechi aproape în fiecare zi. Ei, avem și noi aici în județul Gorj un colos, Complexul Energetic Oltenia. Ultimele informații apărute în media locale, prezentate de Gorj News, spun că domnii care conduc această entitate ar fi ascuns anumite date. De ce? Pentru a nu se vedea că pe primul semestru este o pierdere destul de mare, de 70 de milioane de euro, domnule Popeangă. Este posibil să avem o pierdere, atenție, în primul semestru, în condițiile în care la jumătatea anului ne spuneau oamenii ăștia că ei au un profit pe undeva pe acolo. Doamna Irina, sigur că sunt instituții ale statului care ar trebui să verifice, pentru că eu n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată de ce unele instituții ale statului, pentru că se întâmplă atâtea declarații și se scot pe piață atâtea date vis-a-vis de această entitate, încât ar trebui să fie foarte clare lucrurile. Pentru că, după părerea mea, n-are nimeni interesul, cel puțin din oamenii politici de la nivelul județului Gorj, ca să se întâmple niște lucruri neplăcute cu această companie. Eu n-am încredere, vă mărturisesc sincer, n-am încredere în echipa
de conducere de la nivelul complexului energetic Oltenia, pentru că până la urmă nu-i leagă nimic de județul Gorj și de acest complex energetic. Bine, interesul Ei pentru sunt, dezvoltarea da, economiei sau pentru domnișoara, domnișoara stabilitatea Irina, măcar. ei au, dacă vreți, foarte sincer, interesul să treacă pe aceste funcții, să obțină niște venituri și cu asta basta. Dacă se întâmplă Bine, ceva și schimbă, pleacă de la... asta au urmărit cam toți cei care s-au perindat pe la conducerea complexului Și energetic vedeți Oltenia și a dumneavoastră, entităților care pentru că au compun. fost atâtea semnale date în presă de niște lucruri ilegale care s-au întâmplat în acest colos, ați văzut dumneavoastră vreo răspundere? Ați văzut să răspundă cineva? Nu. Deci, încă o dată, eu din câte știu, pentru ca să fie îndepliniți niște indicatori care condiționează plata unor retribuții destul de consistente, sigur că se pot face tot felul de calcule. Vreau să vă spun sincer, nici eu nu cred în datele pe care le publică oficialii de la Complexul Energetic Oltenia. În Nu cazul în cred. care ar ascunde ceva, Nu nu ar cred, putea fi pentru că acuzat pot să facă, să treacă, de să, fals? de exemplu, pot să niște cheltuieli să nu le prindă la perioada respectivă, să le prindă în perioada următoare și așa mai departe. Sunt Adică o să serie le întreagă, omită voi. o serie întreagă de mecanisme. Sigur Dar de că ce ar face instituții, cineva așa ceva? pentru că trebuie să realizeze niște indicatori care condiționeze retribuția. Fie foarte clară treaba asta, să nu Practic, credeți că... funcțiile lor depind Sigur, de păi, realizările pe care nu, le au. veniturile lor depind. Funcțiile interesează mai puțin. Ce credeți dumneavoastră că îl deranjează pe managerul general dacă îl schimbă mâine? Pleacă și a rezolvat problemele, a stat un an, doi, a câștigat niște bani la Complexul Energetic Oltenia și are vreo răspundere? Nu are niciun fel de răspundere, ca să ne înțelegem foarte clar. Din punctul dumneavoastră de vedere, situația de la Complexul Energetic Oltenia în momentul de față este una care să pună, eu știu, măcar angajații companiei într-o situație, eu știu, dificilă? Domnișoara Irina, Adică ar trebui să-și facă griji cineva haideți să ne pentru CEO? înțelegem și vreau să o spun foarte tranșant și foarte deschis, indiferent dacă se supără unii sau alții. În legătură cu acest complex energetic au fost atâtea discuții și atâtea acțiuni, încât la un moment dat nici nu mai știai cum și în ce fel. Dar toate cu gândul să se urmărească un interes electoral. Deci, niciodată la acest complex energetic nu a fost o viziune. N-a fost o viziune și o să explic de ce. Trebuie să știa că nu au făcut exproprierile și că vor rămâne în situația să nu aibă Front de lucru. front de lucru. Se știe acest lucru de circa 3 sau 4 ani de zile. Ce i-a împiedicat pe cei care au răspuns de acest sector să rezolve aceste probleme? Ce i-a împiedicat? Deci asta e una din problemele importante. A doua problemă importantă este legată de utilajele care sunt în acest complex energetic. Am aflat și eu atâtea lucruri discutând cu oamenii. Nu se fac lucrări de reparații, lucrări de investiții, n-au materiale, n-au tot ce înseamnă, dacă vreți, baza ca să poată să fie efectuate la termen aceste reparații la utilaje. Toate lucrurile astea, odată, vor avea o scadență. Și dacă se va întâmpla niște nenorociri, așa cum, de fapt, s-au mai întâmplat, atunci, sigur că o să încerce să găsească niște explicații. Dar lucrurile astea se știu. Deci lucrurile astea se știu. Am avut o informație, de exemplu, că sâmbăta trecută sau, mă rog, oricum, nu era stoc de cărbune. La complexul energetic Rovinari, în loc să funcționeze cu trei grupuri, funcționa cu două grupuri.
M-am întâlnit întâmplător cu cineva care lucrează acolo și zice, domne, s-a oprit un grup pentru că nu avea cărbune. Deci acestea sunt problemele esențiale și fundamentale. Sigur, mai sunt Bine, și celelalte legate. da, că sunt probleme, o știu și angajații care recunosc, o știu și șefii care nu o recunosc. S-a vorbit în ultimii ani despre complexul energetic Oltenia ca fiind una dintre companiile care sunt în pragul falimentului. Știți celebrele declarații la nivel național că o să intre în insolvență, de Păi exemplu. nu, da, s-a fost declarație și la nivelul județului Gorj. Deci nu e o problemă. Eu vreau să vă spun o chestiune. Credeți că e posibil să se ajungă Am până citit acolo? o analiză făcută de un specialist în insolvență și, mă rog, tind să-i dau dreptate. S-ar putea ca timpul să ne-o confirme. Analizând indicatorii de la complexul energetic Oltenia, mai ales în ceea ce privește mentenanța, reparațiile curente, reparațiile capitale, adică investițiile pentru o funcționare viitoare, care spunea că există acest pericol ca complexul energetic Oltenia, într-o perioadă de timp, să intre și în insolvență dacă se va continua în acest ritm. Această analiză a fost cerută Nu, de nu, șefii nu, nu, companiei. nu, n-a fost cerută de șefii companiei. A fost făcută de această specialistă pentru că, în general, a mai făcut și la alte entități din acestea mari. Da, care, dacă vreți, sunt entități, complexul energetic e o entitate strategică. Aici Tocmai de aia trebuie ar să ne trebui privească ca pe factorii toți. de decizie să se implice mai Exact. mult. Bine, Deci, nu într-atât de mult încât să impună niște oameni politici nu, încă și o atât. dată, eu n-am înțeles, vedeți aici, din ce mai aflu și eu de la. E o mare chestiune să produci energie. E o mare chestiune să știi cum să o vinzi. Deci aici trebuie să ai niște oameni foarte bine pregătiți și în același timp să le asiguri condițiile Nu sunt materiale credeți că pentru chestiunea asta. nu există Dar condițiile materiale pentru ca niște oameni să-și desfășoare activitatea la CEO? dacă discuți cu cei care participă la aceste reparații, o să spună niște lucruri de te uimești. În teren, practic, da, dar cei care se ocupă de vânzarea cărbunelui stau, din câte știu eu, într-un birou, pentru că totul se face prin Încă o dată, sunt intermediul niște, calculatorului. domnule, la o asemenea companie trebuie să ai niște departamente care să Dar aibă niște nu oameni, pline, dar nu pline de pile, exact, atenție! care să aibă niște oameni extrem de competenți. Eu vreau să vă spun o chestiune. Toată lumea critică, sau mă rog, a criticat multinaționalele. Vreau să vă spun o chestiune. Am discutat când eram în Comisia de Buget-Finanțe cu niște oameni de la Ministerul de Finanțe care făceau controlul la marile companii. Mi-au spus niște lucruri domnule, după aia am înțeles și eu, de fapt, de ce sunt companii care rezistă în timp și din punct de vedere al profitului, pentru că altcumva. Să nu credeți că un capitalist ține o companie dacă nu îi realizează profit. Avea la departamentele lor financiare, juridice, de contabilitate, niște oameni extraordinari de pregătiți la departamentul de impozite și taxe, cunoșteau legislația mai bine ca cei care trebuia să ducă să controleze. Și vreau să vă spun o chestiune, mi-a zis un băiat isteț. Dom'le, am încercat să culeg și eu niște lucruri din legislația pe care o avem noi și le permit lor să facă evaziunea fiscală legală. Adică profitând că legislația nu este De foarte scăpările clară. legii. Nu este foarte clară. N-a reușit. N-a reușit pentru că persoanele respective speculau și când ei s-au dus
porniți că lucrurile nu sunt legale din punct de vedere al legislației, s-au trezit cu niște explicații pe legislația noastră. Vedeți, asta înseamnă o companie puternică. Trebuie să-ți faci niște departamente cu niște oameni și conducerea respectivă să asculte de acei oameni, că ei sunt specialiști. Încă o dată, ei sunt specialiști. El se ocupă cu politica managerială a companiei respective, dar pe diversele activități are specialiști care trebuie să vină să-i spună, inclusiv să inițieze acte normative. Nu te duci acolo și ridici o problemă nu știu, legată de nu știu ce, dar și o notează și cei de la minister. Dar dacă ai și te duci și cu actul normativ inițiat, e cu totul altceva. Vedeți, asta nu s-a înțeles și nu o să se înțeleagă niciodată. De ce credeți că liderii de sindicat au tăcut dintr-o dată, sau mă rog, treptat, că nu dintr-o dată au tăcut, așa treptat, a început câte unul să tacă până când au fost reduși toți la tăcere, sau majoritatea. Doamna, a fost redusă la tăcere. Elina, mi-e greu să găsesc niște explicații, sigur, ele se află, dar n-aș vrea să le spun. N-aș vrea să le spun pentru că se știu foarte bine și vreau să le amintesc liderilor de sindicat că dacă ei cred că cei pe care îi coordonează nu știu de ce, se înșală. Bine, ei dar spun unii că din ei, eu vă spun o chestie. Că lucrurile au început să intre și au intrat pe alocuri în normal. Domnșoara Irina, eu vă spun o chestiune. Ei ar trebui să realizeze că mulți dintre ei sunt la o anumită vârstă, mai au în față niște ani. Ar trebui să realizeze că n-au nimic de pierdut decât să se bată, într-adevăr, pentru a rezolva problemele complexului energetic. Am înțeles că o să fie o întâlnire cu oamenii politici de la nivelul județului Gorj în legătură cu problemele complexului energetic Oltenia. Sigur, oamenii politici însemnând parlamentari? Parlamentarii, sau... da. Parlamentarii ca sunt la putere, dacă am înțeles bine anunțul. Doar cu cei de la putere? Da. Păi așa, așa am înțeles, nu cei știu. Cei din opoziție ce au, că tot în parlament. Mă rog. Bine, este un lucru foarte bun. Este un lucru foarte bun, dar în același timp trebuie să se și finalizeze ceea ce discută. Pentru că, eu vă spun, am mai avut întâlniri și ca să rezolvi niște probleme trebuie să vii. Fie cu documente, fie cu un proiect de act normativ. Și noi, sigur că, adică parlamentarii pot să le susțină pentru a fi aprobat acel act normativ. Sau dacă e vorba de o hotărâre de guvern, să facă lobby la guvern ca să, acel act normativ să fie aprobat. Îl avem prin telefon și pe domnul Nicolae Davițoiu, președintele Partidului Mișcarea Populară Gorj. Bună seara! Salut, bună seara! Da, bună seara, bună seara! Domnule... Da, vă ascult! Domnule Davițoiu, din punctul dumneavoastră de vedere, din datele pe care le avem până acum, complexul energetic Oltenia este în situația în care oamenii, cei angajați acolo, să poată sta liniștiți? Sau ar trebui să își pună niște semne de întrebare și ei, iar cei care conduc să dea niște răspunsuri? Nu, mai multe semne de întrebare și n-aș găsi vinovați pe ultimii. Este istoria CEO-ului începând cu 2012, de când directorul la CEO a fost Ciurel, care și-a bătut joc de complexul energetic Oltenia. După aceea au urmat câțiva să le zic așa, profesioniști, cum le-am zis ei, sau oameni care nu sunt regimentați politic. Nu. CEO-ul nu o duce grozav în momentul de față. Haideți să fim serioși. Am văzut din declarațiile lui Cârciumaru de aseară că abia așteaptă codul administrativ să-și pună un politruc de-al lor
ca să distrugă și CEO-ul. Exact. Practic ăsta e și interesul lor. Declarația cred că o știe toată lumea. Păi, când a declarat Cârciumaru aseară la TV3 că abia așteaptă să intre în vigoare codul administrativ, să politizeze chiar totul. Nu prea are ce politiza, că în afară de 2-3 confesioniști, restul toate căzăturile la PSD, care nu și-au găsit loc în altă parte și care nici afișe nu știu să le lipească, sunt convins că le lipesc strâmb. Adică dacă se poate politiza mai mult de atât, că oricum e politizat. Nu, dar Cârciumaru vrea chiar să-și bată joc de municipiul Târgu Jiu și de județul Gorj până la capăt. Și vedem ce traversează PSD-ul, pentru că aici are și el dreptate. Păi, poate mai are domnul Cârciumaru niște oameni pe care să-i angajeze acolo. Nu i-o fi angajat pe toți. Noi știm de câțiva doar. Păi, atâtea nulități. Normal că Cârciumaru defilează. Ăștia sunt oamenii care i-a adus el. Știți cum e? La umbra nucului nu mai crește nimic. Ce are? Păi, ăștia toți care i-are el în subordinea lui și care să rotesc pe la televiziuni și spun că vor să candideze la primărie, nu ia nici măcar jumate din cât ia el. Bine, nici el nu o să mai excelențe cum era odată. La urmă, Domnul Popeangă, lăudând ALDE. Păi ce, dacă s-a dus Iordache la ALDE, credeți că se întâmplă ceva? Credeți, dacă ai plăci? Păi altfel, toți tractoriștii care au bani din județul Gorj, din România, de mâine o să facă... Păi ce, banii schimbă politica județului Gorj? Dacă ai bani, înseamnă că ai și idei. No, încă o dată, domnul Popeangă, că cotizează la partid de una, dacă dezvoltă județul Gorj, nu, e total diferit. Haideți să fiți serioși. Domnul Davicioi. Dau viziune? Nu, domnul Davicioi, eu vreau să spun că nu, eu n-am făcut niciun comentariu decât ce am auzit și eu, că foarte mulți dau niște șanse extraordinare la ALDE pentru că au resurse financiare. Eu am zis că nu mă pronunț. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Ascultați ce vă spun. ALDE e o adunătură de frituriști, de frustrați, cu excepția lui Filip, care și Lucel de la Drăguțești, care într-adevăr au ieșit prin meritul lor, primar, da? În rest, e o adunătură de frituriști, de frustrați, care dacă îi pui să candideze, nu ia două voturi, toți. Haideți să fim serioși. Păi ce banii s-aduc și între... Puneți egal între bani și valoarea electorală. Domnule, nu eu. Nu eu. Am văzut și eu niște declarații. Nu eu. Eu nu susțin treaba asta. Am auzit că ALDE o să aibă ceva, că s-au adunat câțiva oameni cu bani. Bine, fără bani, acum știți că mai greu să se facă o structură politică. Așa. Sunt de acord cu dumneavoastră că e mai greu să faceți o structură politică cu ALDE. ALDE, vă spun eu, o adunătură de frituriști și de frustrați. Da, acum știți cum e. De mâine. Ei cred că mâine pun mâna pe CEO și se împar prada între ei. Ăsta așteaptă cei de la ALDE. Nu că s-au trâns într-o adunătură pe acolo să pună mâna pe CEO, să împartă și cea mai rămas. Ce stai să împartă? Credeți că ăsta este scopul noii conduceri a ALDE Gorj? Sunt convins. CEO. Da, ăsta e scopul lor al ALDE. Să acapareze complexul energetic Oltenia. O să aibă un dușman în PSD, că și ăștia sunt tot la fel. Să nu credeți că mai prești decât ei. Adică o să fie o luptă... O luptă în coaliție. Care... I-au mai lăsat un timp liber. Care să ia mai mult de la CEO sau care să-și pună... Vă spun eu ce fac. Să duc toată ziua să fac angajeri, să obțină contracte toți. Ăsta e scopul lor. Ascultați-mă pe mine ce vă spun. Ăsta e scopul. Doresc vreunii binele județului Gorj? Asta s-a făcut și până acum. Probabil se schimbă unii afaceriști care au intrat până acum cu alții. Adică se dau contracte sau încearcă să dea contracte și în alte direcții. Da, dar asta sunt comis și de asta. Nu zic eu că nu fac ei. Dar haideți să fim serioși. Păi ce a făcut? PSD-ul ce a făcut în Gorj? Haideți să le realizăm. Stadionul în paragină, linia de centură
au crescut bunele, au toate poturile astea care trec pe deasupra drumurilor din Borș, le poți pune de sere. Au crescut bureile de un metru pe ele. Au ce bine să țin bureile pe deasupra podurilor. În rest și-au făcut pentru Borș, că se laudă cu mărit de salariu, pe asta interesează, pe... dar noi pentru privat ce-a făcut? În mediul privat. Ce, că nu mai găsim forță de muncă? Asta e marea realizare a lor. Ei, mai este până la alegeri și probabil o să găsească ei o strategie să mai agățe odată electoratul. Că altfel... Nu știu dacă se va întâmpla așa ceva. Părerea mea că sunt două partide alcătuite din foarte mulți oportuniști. Și nu știu dacă vreunii dintre ei vor bine LCO-ului sau bine județ. Toți vor să pună mâna pe partea economică. Nu cred că au vreun interesul ca să Gorjul să prospere. N-am auzit pe niciunul vorbind de infrastructura foarte proastă, n-am auzit pe niciunul vorbind de necesitățile, ce mai trebuie pe la CEO, partea de dotare, partea de investiții, toată lumea cine conduce, atât. Ați da. Auzit pe vânt vorbind de altceva? Acolo este lupta acum, la cine conduce? Nu, acolo este lupta. Acolo se împarte praza. Bine, depinde și cine este... în conducere, că cine e în conducere trebuie să fie atent la cum, de acord cu mine, la că cum împarte pe el. Cum împarte bucățelele de la tortul ăsta care a mai rămas. Dar trebuie ce băia deștepte. Pe 15 a spus că pe 15 august a depus o cerere la la CNAIR sau cum zice, cred că CNAIR îi zice că cum semnalizarea aceea de pe drumul de la Vâlcea, da? Deci sunt niște băieți chiar de vor binele. Deci când e mini-vacanța, el s-a dus și a chemat pe ministru să-i înregistreze cererea cu semnalizarea. Fiți convins că l-a și găsit. Da. O să urmărim ce se întâmplă în continuare. Pe 12 sau în altă zi. Dar pe 15 cred că e greu de crezut. Da, o să vedem ce se întâmplă în continuare și pe acest subiect. Mai avem doar un minut până la pauză. Și domnul că toți, PSD-ul într-o degringoladă totală la Gorj, cum ești la nivel național. Hai să fiți serioși. Nu vedeți că Cârciumarul e contestat de toată lumea. Ăștia se luptă ca și la CEO pentru să prindă și o bucățică de la partidul ăsta. Ce n-ai să prindă? Că n-au ce să prindă. Că dacă îi lasă Cârciumarul, cât e el de depășit? Că și el e depășit la tot aseară. E depășit totalitate. N-are nicio idee despre cum se dezvoltă municipiul, Gorjul. Deloc. Zero barat. Dar la atâta zero barat, normal că excelează. Că restul, ce n-ai să facă? Da. Mulțumim mult pentru intervenția telefonică. Și seară plăcută. Asemeni. Domnule Popeangă, că spuneam nu mai avem foarte mult timp. Ne întoarcem la complexul energetic Oltenia. În zona economică voiam să punctăm în această a doua parte a emisiunii, dacă putem concluziona așa scurt. Cam cât îi mai dați acestei companii viață aici în județul Gorj, în actuala structură, adică domnșoara până Irina, să-și restrângă activitatea sau să fie nevoită. Eu sunt de acord cu tot ce a spus domnul Davițu, îmi pare rău că m-a înțeles greșit. Eu am auzit și eu pe unii vis-a-vis de alte că sunt cu forță financiară și cau și nu știu ce și de asta am și spus că e bine banii să... Banii contează în politică, e bine să așteptăm. Fără bani, nu prea se ajunge nici pe niște liste, nici în niște funcții. E adevărat, dar în același timp trebuie să și demonstrezi dacă ai făcut ceva sau n-ai făcut. Da, complexul energetic Oltenia. În legătură cu complexul energetic Oltenia. Are niște probleme fundamentale pe care dacă nu le rezolvă în perioada următoare, eu zic că se poate ajunge la o situație destul de neplăcută. Sfârșitul anului 2018, începutul anului 2019 și în continuare. Deși am auzit că s-a discutat despre strategia energetică și s-ar fi prevăzut acolo un anumit procent de producere a energiei pe cărbune, însă trebuie să demonstrăm că suntem în stare să o producem. Asta este problema la nivelul complexului și
Tare mi-e frică că vor veni niște evenimente în perioada următoare. Din ce vorbesc cei care lucrează acolo, când va trebui ca să funcționeze complexele energetice, grupurile la complexele energetice, pentru că trebuie produse energie, să importăm cărbune. Și atunci situația, după părerea mea, este destul de complicată, pentru Am că văzut o cel situație cărbune. asemănătoare în județul La Hunedoara. Hunedoara, sigur Ei că da, au pentru că ajuns toată să importe. Știm care aceeași este politică au făcut și acolo. situația acolo. Adică în loc să dezvolte, chiar dacă cărbunele, mă rog, ajunsese ceva mai scump, în loc să dezvolte activitatea acolo, ei au preferat să închidă minele. Și acum importi cărbune la un preț, din ce am văzut acum, mult mai mare decât acela dacă făcea niște modernizări la mine, îl scoteam noi și mențineam și forță de muncă și așa mai departe. Tare mi-e frică că vom ajunge și noi să importăm cărbune la nivelul județului Gorj cu asemenea rezerve. Da. O să vedem, mai așteptăm un Vorba, pic. s-ar putea să aibă dreptate David Țoiu după declarațiile lui Florin Cârciumaru, codul administrativ să rezolve problemele de la CEO. Da, mulțumesc mult Și eu vă pentru mulțumesc. prezență, domnule Popeangă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Săptămâna viitoare ne revedem tot aici la aceeași oră. Numai bine.